Oamenii legii continuă investigațiile în dosarul deschis pentru înșelăciune și spălare de bani, în care mai mulți militari ucraineni au fost deposedați de circa 3 milioane de lei. În dimineața zilei de 16 august, poliția a reținut încă doi membri ai grupului organizat. Este vorba despre un bărbat și o femeie de 40 și 46 de ani, care la fel ar fi implicați în înșelarea militarilor din Ucraina. Cei doi au fost prinși în timp ce încercau să părăsească țara prin punctul de trecere ca Oangea. Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore, iar cercetările pe marginea acestui caz continuă. Acum câteva zile au avut loc peste 20 de percheziții în Moldova și peste 10 în Ucraina. Opt refugiați ucraineni au fost reținuți după ce ar fi obținut prin înșelăciune 3 milioane de lei de la 40 de militari ucraineni, pentru cumpărarea fictivă a unor mașini de teren, automobilele fiind propuse spre vânzare pe internet, potrivit poliției după consultarea anunțurilor și selectarea mașinii, Militarii activi pe front transferau banii, însă mașinile nu le erau livrate și nici banii nu le erau întorși. În ziua ce urma transferul de bani, bănuiții extrageau banii transferați din bancomatele din Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături. În episoadele investigate de autoritățile din Ucraina sunt peste 100 de victime. Cei opt reținuți au vârste cuprinse între 28 și 43 de ani, în rândul acestora fiind și o femeie. Bănuiții ar face parte dintr-un grup infracțional care activa din 2022 și care, prin încelarea victimelor și obținerea banilor, se ocupau cu spălarea acestora. În urma descinderilor în Moldova au fost ridicate diverse bunuri care ar fi fost cumpărate din banii obținuți prin înșelătorie. Este vorba despre 22 de automobile de lux, bijuterii din aur în cantitate de 4,5 kg, mijloace bănești rezultate din escrocheria comisă, precum și peste 80 de cartele bancare din Moldova, Ucraina și Rusia.